Victor, ce faci? Da. Speli vasele, așa? Da. Astea toate le-ai spălat tu? Da. Doamne, Dumnezeule, ce harnic ești. Ce faci, domnișoară? Îmi pătur haine. În vârful patului? Da. De ce nu? Ți-o da mami de lucru, așa-i? Da. Ești foarte harnică. Bravo. Mulțumesc. Andreea tocmai a terminat de curățat doi pui. Hai, Tera. Hai. Ești cam leneșă, dumneata. Salutare, prieteni! E mijlocul lunii iulie și astăzi facem un raport de gospodărie. Primul lucru îl văd pe Victor aici, că face ceva mișcerește. Și merem să vedem ce lucră dumnealui. Ai terminat vasele, așa-i? Da, cam așa. Și acum ce lucră aici? Foarte. Bine, o să vin la final pe aici. Dar pot să aștept să vezi cum îl fac. Că să dau pe aici și jos. Bine. Ăștia-s puii noștri. Nici nu știu câtă vreme au, dar probabil au către o lună de zile. Mărișori. Cresc bine? Le place în trambulina asta pe care o tot mutăm, după cum se ved urmele de la iarbă. Trambulina o tot mutăm și în felul ăsta puii au un loc de stat mereu curat și iarbă de ciugulit. Aseară am avut o furtună și ne-au împrăștiat toate lucrurile pe aici. Ne-au smurs acoperișul de la cotețul găinilor. Și astăzi o să-l repar. Găinile sunt bine. În continuare, pentru cei care nu știți, găinile noastre dorm în nuc. Acolo sus pe creangă. Seara le luăm scara și sunt în siguranță, că avem o vulpe prin vecin și trebuie să ne ferim de ea. Îmi place foarte mult cum cresc cireșii ăștia. Sunt din soiul Germersdorf și au 2 ani. I-am tăiat și acum în iunie. Și văd că dau rămurele viguroase. Cred că o să meargă foarte bine. Așteptăm să vedem fructe de la ei. În zona asta, pe partea de construcții, momentan lucrez cu instalații la căsuța soacrei. Am făcut traseu de apă caldă și rece pentru că boilerul va fi în baie. Le-am finalizat până în zona cabinei de duș. Am pus dopuri și am făcut o probă pentru că vreau să înaintez pe partea asta la alta și vreau să mă asigur că lipiturile sunt bine făcute. Vom merge cu șanțuri până aici în spatele WC-ului și de acolo aparent, pentru că aici va fi ghiuveta și în spate aici boilerul după ușa. O baie mică, dar drăguță, cochetă. Trebuie să mai pun rama la ușă, să mă dau un strat de lavabil, să mai retușăm grinzele astea și lambriul de pe tavan și parchet pe jos. Turul acestei gospodării este despre ce se întâmplă și ce s-a întâmplat în ultima perioadă în gospodărie. Facem așa o plimbare și pentru arhiva personală. Mă bucur tare mult să văd că acest nuc are câteva nuci anul ăsta. E un nuc altoit. De fapt, e un nuc cumpărat. Nu mai știu din ce rasă, dar e un soi nobil de nuc cu nuci mari, gustoase. Însă, în zona asta, aici așa, a fost legat Zoo, primul nostru ciobănesc german pe care l-am cumpărat, chiar dacă nu era rasă pură, acum vreo 12 ani când am cumpărat noi terenul aici în sat. Și problema este că atunci când acest nuc
era cam de grosimea asta. Cățelul l-a ros de vreo două ori și a suferit tare mult. Am ajuns că l-am tăiat atâta de scurt și el a dat două ramuri care s-au dezvoltat și am hotărât într-un final că ar trebui să rămână doar una ca să se dezvolte mai armonios, mai sănătos, mai așa, să nu se fie crengile alea două în competiție. Și acum mă tot uit la el că sper că nu o să se deșdine de la vânt și de la furtună, însă văd că se vindecă bine, se închide. Că practic riscul era dacă era o furcă aici din două ramuri, una dintre ele să cedeze și să avem un copac rănit grav când va fi mai mare. Așadar, ne bucurăm să vedem nuci. Ia uitați ce nucă faină, grozavă. Și aștept cu nerăbdare să văd ce gust vor avea și cât e de mare miezul în ele. Astea sunt niște vișini, cireș, măr, avem câteva mere pe mărul ăla. Avem o grămadă de pere pe părul ăsta de iarnă, numai că perele astea trebuie să le culegi în noiembrie, să le pui în fân și abia prin decembrie sunt bune de mâncat. Însă sunt foarte gustoase și ne plac. Bine, vin imediat. Pisica Missy? Ce faci, Missy? Mergem și până în solar. Andreea și-a cules și ieri usturoiul. Avem o recoltă bună de usturoi, nu foarte mare. Și roșii, ierburi, buruieni, aici am mulcit cu fân. Iar nucul ăsta e o minune de nuc, pentru că aici în zona asta, ca să înțelegeți, în grădina asta pășteau caprele acum vreo 4 ani, când erau caprele mai aproape de casă. Și nucul ăsta, când era cam de grosimea asta, l-a rupt o furtună grozavă, l-a rupt de tot, toate crengile l-a rupt. În anul următor au venit caprele și l-au rost de tot, când erau, poate că nu cu să fi fost de grosimea asta, și l-au rost mai tot. Și de atunci au primit o putere și mai mare și văd că se dezvoltă extraordinar de bine. Avem aici și niște hamace pe care stăm la umbră când avem vreme. Da, să văd dacă reușesc să vă arăt niște nuci. Cine știe să-mi spună de ce se pătează așa nucile? Ce le face să fie pătate? Da. Asta e întrebarea mea pentru urmăritorii mei, care știu mai multe ca mine. Eu știu cam puține. Dar mă descurc cum știu, cum pot. Solarul cu roșii. Am deschis ușa aia din spate complet. Andreea recent a copilit toate frunzele de pe roșii și se plângea că nu prea are fructe în partea de jos a plantelor. Dar uite că sunt și încep să se coacă. Ne bucurăm că în curând, de fapt chiar azi dimineața am mâncat două roșiuțe mai mici din solarul nostru și nu se compară cu ceva cumpărat de la magazin. Aici e zona un pic mai dezordonată a gospodăriei, unde depozităm tot felul de chestii și de lucruri. Un vișin mare și doi butași de vie pe care i-am primit de la un vecin, un prieten de aici din satul vecin. Îi avea într-un loc în care vrea să construiască ceva și e încurcat, așa că mi-o da mie. Sunt foarte bucuros că i-am adus acasă. Unul dintre ei este cu boabe mici albastre, celălalt este cu boabe mici verzi. Ceea ce la noi strugurii acum văd că vin, Victor. La noi strugurii acum încep să văd că se mai prind niște butași de viță mai nobilă. Deși am încercat de când suntem mutați în satul ăsta, am tot încercat să ne cumpărăm. Am plantat în zona asta aici așa, cred că de vreo 4 ori viță de vie, dar nu ni s-o prins. Și mergem să vedem ce face Victor. Aici avem un nuc plantat cu nuci din alea așa mari. Am luat nucile și am băgat 4 nuci în pământ
și într-un singur loc a ieșit, pentru că în zona asta, după cum se vede, pământul încă nu e acoperit de iarbă. Cu 2 ani am decopertat și am îndreptat. Practic, aici, în punctul unde stăm noi, am decopertat vreo 50 de centimetri de pământ și pământul nu-i din cel mai fertil, am adus gunoi de la animale. Așteptăm să crească iarba, dar ăsta e motivul pentru care copacii și pomii cresc cu dificultate. Mă bucur totuși de nucul ăsta, că va face o umbră frumoasă pe partea asta unde noi avem un platou și petrecem mult timp din zi. Poate vom trage piscina mai aproape. Nucii cresc repede, mari și fac umbră bună. Și m-am socotit să nu-l pun nici prea aproape de casă, deci e potrivit. Victor, ce tot meserești acolo? Păi. E gata? Păi nu chiar gata. No, hai că nu pot să stau așa până îl termin tu. Arată-mi cum l-ai făcut înăuntru. O, oh, la, la! Sigur vrei înghețată? Da. Ce cort fain v-ați făcut! Deci furtuna l-a distrus cu totul și bine că v-am pus să vă luați păturile și perinele de aici. Mi-a suflat prelata de pe... De pe acoperiș. Dar foarte bine te-ai descurcat și l-ai refăcut, îmi place. Da, dar hai să spun. Spune-mi. Hai să fac așa. Aici. Ăla ce-i? De fier. E o placă de fier, da? Care va funcționa pe post de ușă, așa e? Da. Acum noi o să o strigat-o. Vrei și tu? Vreau și eu, dar eu după ce îmi termin treaba cu filmatul, mă duc și mănânc și o înghețată. Vic. Care? Care? Stai, mai ține-mă un pic. Bun, spor la joacă, copii. Aici avem niște alun de soi pe care și pe ăștia i-am mâncat anul ăsta în primăvară, i-am mâncat bivolița, ăsta e mai slăbuț. Și ăsta. Și ăla. I-am mâncat bivolița. Dar văd că vor să trăiască și să dornici să supraviețuiască. Ăștia i-au mâncat anul trecut vreo 4 fire de acolo și încă vreo 4 încoace i-au mâncat caprele, ieduțele anul trecut. Urmările de la furtuna de aseară. Și vreau să vă arăt că avem alune, alune mari. Merem să vă arăt ceva aici de care mie mi-e rușine și îmi pare rău, însă cosind pe aici recent, m-am apropiat prea mult de piscină și am găurit-o. Așa că dacă aveți vreo sugestie pentru mine cum să o lipesc, cu ce să o lipesc, sigur, varianta mea, prima mea soluție ar fi prenadez și un petec ca la bicicletă, dar dacă aveți voi soluții și idei mai bune, vă rog să mi le scrieți în comentarii. Am văzut unele comentarii cum că mă luau unii la rost de ce am tăiat mesteacă în ăla de lângă solar. Uite, aici am pe șirul ăsta vreo 10 mesteceni. Unii merg mai bine, alții au frunzele mai mici, suferă un pic. Probabil au rădăcina mai mică, că i-am mutat din altă parte. Câțiva nu s-au prins, pentru că și acolo aveam unul, dar ăla n-are frunze deloc. Nu pare să fi supraviețuit. Dar la asta merge foarte bine și avem mesteceni aici, de care suntem nerăbdători să vedem mari crescuți, să stăm la umbra lor. Și, din păcate, uneori trebuie să tăiem. Ia, ăsta s-a uscat de jos, ăsta s-a uscat de sus, dar dă o crenguță de jos. Ăsta tot așa, are un început timid acolo, care nu sigur că va supraviețui. În fine,
Ce nu supraviețuiește, mai aducem. La fel și ăsta. Momentan pe firul ăsta electric nu este curent, așa că pot să crească. Ia aici am un salcâm care e pe mejde și las să crească, că nu are rost să mă tot bat cu el. Așa. Și mai ales îl las să crească și puieții ăștia de salcâm îi las să crească, deoarece am în zona aia albine. Stați să vedem dacă reușesc să le prind fără să mă duc până la ele. Am o familie bunicică de albine și vreo 4 roiuri. Anul viitor voi avea miere, anul ăsta am cules câte ceva și sunt mulțumit de rezultate, însă ne-am tot înmulțit și n-avem nici recoltă foarte, foarte grozavă. La miere, la albine ne-au încurcat ploile. Nu ne plângem acum. Hai, Măriuca! Măriuca, după cum se vede, e liberă în țarc electric. Aici deja unde paște ea, iarba îi bine, bine rasă, spre deosebire de partea asta la altă. Dar o lăsăm să mănânce bine și de tot acolo, să curețe bine. Partea asta e a unei vecine. Ia, și aici mestecenii. Ăștia din nou anul ăsta, după ce s-au prins și au avut coroană și frunze și tot ce trebuie, s-au urcat caprele pe ei și oros. Pare că vor să supraviețuiască, sperăm să se și întâmple așa. Și ăștia dau crenguțe de jos. Ăla iară o scăpa mai sus. Na. E așa cum e. Pentru că cu animale e greu să ferești, mai ales cu capre, e greu să ferești toți pomișorii. Și ăștia mi-am dorit să-i pun aici pe gard, de-a lungul gardului, să țină linia gardului și în viitor să pot să-mi leg gardul de ei. Pentru că, uite, stâlpii ăștia i-o mișca caprele, îi mișcă bivolița și n-aș vrea să bag stâlpi de beton. Așa că dacă plantez niște mesteceni pe linia gardului, care oricum îmi vor face umbră doar mie, soarele răsărind de acolo și apunând din coace, mă ajută. Cățelușa Luna, aici încă un mesteacă, deci acum mă leaud în video ăsta cu toți mestecenii mei. Ăsta cred că îi merge cel mai bine, pentru că nu l-a atins caprele, Luna îl ferește și tot ies bune. Purcica cu purceii, cei doi purcei se dezvoltă bine, purcica îi la regim și-o slăbit foarte bine, primește o porție mică de cereale și dimineața și seara și în rest nici zer, nici lături, nimic nu mai primește dumneavoastră, că trebuie să fie slabă și siluetă ca să poată să se monteze din nou. Cam asta e treaba cu purcica. Purcica trebuie să fie foarte slabă. Suntem într-adevăr dezamăgiți un pic de câți purceni au fătat și atunci vrem să fie slabă, bine, ca să ne asigurăm că va făta, se va monta și va făta din nou. Și încoace avem două purcele. Alea s-a crescut, e bine, se apropie, cred că dacă n-au sărit de 200 de kilograme. Eu le vom tăia mai spre iarnă. Ia uitați-o pe Măriuca cum mă urmărește din priviri. Mă așteaptă să trec pe alea de am fost deja, pentru că i-am pus acolo apă, de două ori pe zi duc apă curată. Dumnezeu stă în fir electric și se vede diferența între unde paște animalul și dincolo unde vom avea, sperăm, o tavă. Grădina, roșiile merg bine în paturile astea înălțate. N-avem apă pe șanțuri în perioada de vară, chiar dacă a plouat torențial. Acolo avem niște ardei și niște vinete la care nu prea le place să crească la noi. Porumbul, câteva fire de fiert. Și dincolo cartofii cu multă buriană, din care, după cum se vede în zona aia, am scos. Și avem recoltă bunicică, însă mai trebuie să stea. Spuneți-mi dacă
Ce-mi recomandați dacă ar trebui să cosesc sau nu pe cartofi deja? Eu și mânat, eu și atacat mana. Și cred că o să cosesc toată iarba aia și o să o duc la porci. Acolo avem niște rude de fasole. Da, o grădinuță așa. Puțin tică, micuțică. Nu ce ăștia, pentru cei care nu sunteți la curent, i-am mutat pentru că ăsta mărișor de aici era undeva în zona aia. Și acolo e zona unde acum ai drumul. Când am îndreptat grădina și am scos șoatelele de acolo, am scos amândoi nucii și mă bucur că s-au prins. Chiar și ăsta pe care l-a atacat capriliotură, l-a atacat, l-a mâncat de tot. Și pe ăla l-a mâncat de jumătate, dar de atunci le-am pus fir electric și caprele nu se mai ating. Așteptăm acum, într-adevăr, să vedem nucii ăștia crescând mari să ne facă umbră. Dar oare unde mi-s caprele, că nu le aud? Eee, dumnealor, stau la umbră. Dar aveți umbră peste tot, fetele. Și la ele se cam termină iarba. Au iarbă bunicică pe aici colo. Și niște trifoi. Dar în general iarba bună o cam mâncat-o deja. Au rămas urzicile pe aici colo. Și-a rămas iarba mai puțin bună. Însă nu umblu cu ele să-mi pierd vremea, că n-am vreme acum în perioada asta, avem acolo iarbă. Deocamdată mai rămân în țarcul ăsta până când mai au ce roade. Haide, de! Ideea! E amiază, o veni să bea apă, să ling un pic de sare și să șadă jos în adăpost unde ele se simt în siguranță. Mai avem 3 capre la muls acum. Dora, pe care deja am vândut-o. Capra noastră de 6 litri la zi, odată în primăvară, puteți să vedeți proba laptelui și a avut o pulpă fantastică. Silvi îi eduță din ea, dar se pare că trecem prin vremuri grele, în perioada, se pare că trecem printr-o perioadă mai dificilă în general ca români, ca societate. Oamenii nu prea mai au bani, avem dificultăți cu fânul, cheltuieli mari cu fânul și nereușite multe, și atunci trebuie să vindem din capre. Vin eduțele astea din urmă și pe vară la noi oricum cam scade cererea și la lapte, așa că Dora va pleca. Cam asta e despre capre. Ăsta e teritoriul în care noi conviețuim. Haideți, dacă toți suntem în zona asta și încă vă mai uitați la acest video, să vă arăt. Mie îmi place să vindez prin părțile astea, pentru că la umbra copacilor de salcâm, la umbra deasă a copacilor, vin și mă odihnesc. Mai smul cu mâna câte o urzică și o duc la porci, să nu se mulțească prea tare. Și vreau să vă arăt aici cum îi merge micii mele plantații de ghizdei. După cum știți, noi am plantat acum 2 ani vreo 75 de ari de lucernă. Am băgat banii în arat, în lucrări, în semănat și n-am avut lucernă deloc. Am avut o pierdere însemnată, atâta cât o fi fost. Însă pentru noi a fost o cheltuială fără rezultate cu lucerna, așa că anul ăsta am trecut la ghizdei. Știu din experiență că caprelor mele le place foarte mult ghizdeiul. E o plantă specială pentru ele, e o prăjitură. Așa că pe colțul ăsta am semănat ghizdei împreună cu ovăs. Ovăsul l-am cosit deja o tură, l-am și dat la capre, pentru că vă mulțumesc celor care mi-ați recomandat să nu-l țin până la iarnă, că o să-l umple șoarecii. Așa că l-am dat la capre și mă bucur să văd plantele de ghizdei crescând
bine și încă mai crește o văs. Deci anul viitor vom avea numai ghizdei. Am avut ploi suficiente și ne bucurăm că vom avea un pic de ghizdei aici lângă casă să cosim, să le ducem la capre, la porci, cu raba, că suntem aproape. Gardul electric, o alternativă foarte utilă și foarte practică pentru cei care cresc animale. Animalele noastre s-au învățat. Pe alocuri deja avem gard de plasă. De aici încolo, pe toată partea aia și pe partea aia avem gard de plasă. La grădină, la fel, avem plasă. Și doar secțiunea asta, până acolo și aici un pic, mai avem gard electric. Haideți să vă arăt și balta mea de pescuit, care, fiind vară, s-a uscat de tot. Nu știu ce va fi cu ea, pentru că aici a fost groapă. Și, practic, cam până la nivelul ăla era pământul, de acolo în sus a fost adăugată umplutură. O soluție la care mă gândesc este încă să măresc groapa asta până la gardul ăla de la grădină, să o fac mult mai mare ca să aibă un volum mai mare de apă și eventual pe partea asta să adaug o folie pentru baltă ca apa să nu se mai scurgă în jos. Cam asta e treaba cu balta, secată complet. Dacă aveți idei pentru mine în ce privește balta, scrieți-mi-le în comentarii, vă rog. Avem apă, avem animale, avem iarbă, avem tot ce ne trebuie. Oameni buni, oameni buni și prieteni, urmăritori, abonați și membri, vă mulțumesc pentru vizionare la acest video. Scrieți-mi neapărat comentariile voastre în partea de jos, dați un like, distribuiți și, dacă nu sunteți abonați, abonați-vă la canalul Orășan la Țară. Orășan la Țară. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare.